Pentru a fi la curent cu videoclipurile noi postate, dați click pe abonează-te, apoi pe pictograma clopoțelului din dreapta, și apoi pe trimitem toate notificările pentru acest canal. Dați click pe salvați și o să fiți la curent cu toate videoclipurile noi postate. Salutare, Andrei aici pentru Multilingo. În videoclipul de astăzi o să vorbim despre sănătate. Die Gesundheit. Canto de Interagieren Sie mit diesem Video, hören Sie nicht nur passiv zu und das Video auf Pause setzen und die Worte wiederholen wenn es notwendig ist. du Drumul. Spune rana. An limba germana wird spune die Verletzung. Die Verletzung. El ia a, -a rănit. Er, sie, hat, sich, verletzt. El ia și piciorul. Er, sie, hat, sein, ihr, bein, verletzt. Spuneți mai departe piciorul și picioarele. Das Bein, die Beine. Jel Sharanit Pichorul Er hat sein Bein verletzt. Er hat sein Bein verletzt. Ja, Sharanit Pichorul. Sie hat ihr Bein verletzt. Sie hat ihr Bein verletzt. Spuneți mai departe al lui, referindu-vă la picior. Sein. Sein. Spuneți mai departe al ei, referindu-vă la picior. Ia. Ia. Jel, šaranit Pichorul Er hat sein Bein verletzt. Er hat sein Bein verletzt. Ja, Sharanit Pichorul. Sie hat ihr Bein verletzt. Sie hat ihr Bein verletzt. Jel, šaranit Er hat seine Beine verletzt. Er hat seine Beine verletzt. Picioarele, în limba germană, am spus că se pronunță die Beine. Die Beine. Spuneți mai departe, piciorul. Das Bein. Das Bein. Mai departe, spuneți, El picioarele. Er hat seine Beine verletzt. Er hat seine Beine verletzt. El piciorul. Er hat sein Bein verletzt. Er hat sein Bein verletzt. Spunes my departe Ea Sie hat ihr Bein verletzt. Sie hat ihr Bein verletzt. Jel Sharanit Picarle. Er hat seine Beine verletzt. Er hat seine Beine verletzt. Cum am spus că se spune în limba germană picioarele. Die Beine. Die Beine. Repetați acum cuvântul piciorul în limba germană. Das bain. Das Bein. Spuneți ale ei referindu-vă la picioare iere, iere. Mai departe spuneți ale lui, referindu-vă de asemenea la picioare. zaine, zaine. Mai departe spuneți al ei și ale ei. i, iere. Ihr, ihre spuneți acum al lui și ale lui sein und seine mai departe iată cum puteți spune este o urgență es ist ein notfall es ist ein notfall Urgența în limba germană se pronunță Der Notfall. Der Notfall. Este o urgență deoarece el și-a rănit piciorul. Es ist ein Notfall, weil er sein Bein verletzt hat. Ja, este în regulă. Sie ist in Ordnung. Sie ist in Ordnung. Ja, pichorul. Sie hat ihr Bein nicht verletzt. Sie hat ihr Bein nicht verletzt. Ja, ist es Sie ist gesund. Sie ist gesund. Ea este sănătoasă și se simte bine. Sie ist gesund und fühlt sich sehr wohl. Pentru a exprima starea de bine a unei persoane, de multe ori se folosește cuvântul wohl în loc de cuvântul gut. Așa că în continuare vom folosi cuvântul wohl, pentru a exprima starea de bine. Luând asta în considerare, spuneți mai departe, ea se simte foarte bine. Sie fühlt sich sehr wohl. Sie fühlt sich sehr wohl. Mai departe, iată cum se spune, ea nu are răni. Mai întâi, iată cum se pronunță cuvântul răni în limba germană. Die Verletzungen. Die Verletzungen. Ja nuare reni. Se va pronunzah. Sie hat keine Verletzungen. Ja nueste reni, Limba Germana, arese se pronunze. Sie ist nicht verletzt. sie ist nicht verletzt. Repetați din nou cuvântul rănit sau rănită în limba germană. Verletzt. Verletzt. Cum am spus că se spune rana în limba germană? Die Verletzung. Die Verletzung. Mai departe spuneți răni în limba germană. Die Verletzungen. Die Verletzungen. Hemoragia în limba germană se pronunță Die Blutung. Die Blutung. Spuneți mai departe, el s-a rănit. Er hatte sich verletzt. Er hatte sich verletzt. Propoziția precedentă este tradusă la modul indicativ și la timpul trecut, așa cum vor fi în continuare și următoarele propoziții. Luând asta în considerare, spuneți mai departe, el s-a rănit. Ea er hatte sich verletzt. Er hatte sich verletzt și avea o hemoragie. Und hatte eine Blutung. Und hatte eine Blutung. Hemoragia în limba germană am spus că se pronunță de Blutung. De Blutung. Mai departe spuneți o hemoragie. Eine Blutung. Eine Blutung. Yelja avea o Er sie hatte eine Blutung. Dar hemorragia angetat rapid. Aber die Blutung hatte schnell aufgehört. A înceta sau încetează în limba germană se pronunță aufhören sau aufhören, dacă doriți să exclamați. Hemoragia în limba germană am spus că se pronunță die Blutung. Die Blutung. Rapid. În limba germană am spus că se pronunță Schnell. Schnell. Hemoragia a încetat rapid. Die Blutung hatte schnell aufgehört. Hemoragia nu era așa gravă. Die Blutung war nicht so schlimm. Grav sau Grave în limba germană se pronunță schlimm. schlimm Spuneți mai departe, hemoragia. Die Blutung die Blutung nuera grave. War nicht schlimm. War nicht schlimm. Ja, ist Medik. In der deutschen Sprache sie Sie ist Ärztin. Sie ist Ärztin. El este medic. În limba germană se pronunță Er ist arzt. Er ist arzt. Spuneți acum ambele variante de medic în limba germană. Ärztin arzt. Ja, este medic. Sie ist Ärztin. Sie ist Ärztin. Sie ja Oprit Hämorrhagia. Und sie hatte seine Blutung gestoppt. A Oprit. Limba Germana se pronunze. Zu. Stoppen, Sau, du stoppen. Aupri, Hämorrhagia. Die Blutung stoppen. Die Blutung stoppen. Ja, Aubrito Sie hatte sie gestoppt sie hatte sie gestoppt hämorrhagia lui alles se seine blutung seine blutung ja aufrit sungera sau hämorrhagia sie hatte seine blutung gestoppt Hemoragia nu era așa gravă. Die Blutung war nicht so schlimm. Așa de sau atât de în limba germană se pronunță zo. So. Zo. So. Așa de gravă sau așa de grav. So schlimm. So schlimm. Mai departe, spuneți Nu era așa de grav sau nu era așa de gravă. Zii va nicht so schlimm. Dar ea avea dureri aber sie hatte schmerzen aber sie hatte schmerzen durerea în limba germană se pronunță der schmerz der schmerz în limba germană pentru a spune cap veți spune der kopf dea Kopf. Mai departe, spuneți cuvintele durerea și capul. Der Schmerz, der Kopf. Dacă doriți să spuneți dureri în limba germană, atunci veți spune Die Schmerzen, die Schmerzen. Iar dacă doriți să spuneți durerea de cap, atunci veți spune Dea Kopfschmerz. Dea Kopfschmerz. Iar pentru a spune durerile de cap, în limba germană veți spune Die Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen. Mai departe spuneți Javere Dureri. Sie hatte Schmerzen. Sie hatte Schmerzen. Javere durer de cap. Sie hatte Kopfschmerzen. Sie hatte Kopfschmerzen. Si energie. und hatte keine Energie und hatte keine Energie. oder sau fel feld energie an im Bad Germanen se pronunze keine Energie keine Energie. Ja wer duerde kap, nu energie. Sie hatte Kopfschmerzen. Und hatte keine energie. Nu voia însă să ia nicio pulbere. Sie wollte aber kein pulver nehmen. Luați în considerare că în limba germană cuvântul pulbere este folosit și pentru a descrie pastile prescrise pentru un anume tratament. Cunoscând asta, spuneți mai departe nici o pulbere. Cain pulvă. Cain pulvă. Pulberea. În limba germană am spus că se pronunță das pulvă. Das pulvă. Pulberea pentru durerea de cap. Das Kopfschmerzpulver Das Kopfschmerzpulver Observați că acest cuvânt are în compoziție trei cuvinte. Și dintre aceste trei cuvinte, articolul este dat de ultimul cuvânt, cel al cătuie, și anume Pulver. Mai repetați încă o dată cuvântul Pulberea în limba germană și nu uitați că articolul nu este același. Das Pulver, das Pulver. Das Kopfschmerzpulver, das Kopfschmerzpulver. Ja nuvoja se ja nicho pulvere. Sie wollte kein Pulver nehmen. Sie wollte kein Pulver nehmen. Ea ja voia doar să doarmă. Sie wollte nur schlafen. Sie wollte nur schlafen. Doar, în limba germană, am spus că se pronunță nuă. Nuă. Să doarmă. În limba germană se pronunță schlafen. Schlafen. Doar să doarmă. Nu schlafen. Nu schlafen. Ia voia doar să doarmă. Sie wollte nur schlafen. Sie wollte nur schlafen. Ja Adormit Bine. Sie hat gut geschlafen. Sie hat gut geschlafen. hat es Und ihr schmerz war weg. Unde ihr Schmerz Mai țineți minte cuvântul vec? L-am folosit pentru a forma cuvântul vecchen, care înseamnă a pleca. Separate, cele două cuvinte înseamnă departe și a merge. Vec și gehen. Însă se poate folosi și ca locuitor pentru a dispărea. Când spuneți durerea ei a dispărut, puteți spune Ihr Schmerz va verschwunden Însă se poate folosi și varianta mai scurtă, ihr Schmerz va weg. Spuneți acum mai departe, ea a dormit și durerea i-a dispărut. Sie hat geschlafen und ihr Schmerz war verschwunden sau weg. Medicul Die Ärztin sau der Arzt Medicul a consultato. Der Arzt hat sie untersucht. Schiel considera catotul ien Regula. Und er denkt, dass alles in Ordnung ist. Consultatia. In Limba Germana am Spulska se pronunze. Die Untersuchung. Die Untersuchung. Konsultatia Medicale. Die ärztliche Untersuchung. Die ärztliche Untersuchung. Repetați mai departe cuvântul medical sau medicală. Ärztliche. Ärztliche. Iar acum repetați cuvântul consultația. Die Untersuchung. Die Untersuchung. Acum spuneți consultația medicală. Die ärztliche Untersuchung. amersau sau Biene Ist gut gegangen. Ist gut gegangen. Konsultatia medicale. Die ärztliche Untersuchung. Die ärztliche Untersuchung Amers Bine, Sau, Ist gut gegangen, ist gut gegangen. Konsultatia medicale Amers Die ärztliche Untersuchung ist gut gegangen. Medicul considera Die Ärztin sau der Arzt denkt că je în regulă. Das alles in Ordnung ist. Das alles in Ordnung ist. Ja, nun trebuie să in Spital. Sie muss nicht im Krankenhaus bleiben. Repetas Propositia. Ja, no trebuje. Sie muss nicht. Sie muss nicht. In Spital. Am spus că se Pronunze. Im Krankenhaus im Krankenhaus. Repetați o dată in spital. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Spital în limba germană se pronunce Krankenhaus. Krankenhaus, care ad literam se traduce în Casa Bolnavilor sau, dacă sunteți puțin mai dramatici, Casa Suferinței. Repetați încă o dată propoziția în spital. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Ea nu trebuie. Sie muss nicht. Sie muss nicht. Ea nu trebuie să rămână. Sie muss nicht bleiben. Sie muss nicht bleiben. Ia nu trebuie să rămână în spital. Aveți grijă la ordinea cuvintelor. Sie muss nicht im Krankenhaus bleiben. In Motiv neu mergem akum Deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Sau dakasuntets kumashina. Deswegen fahren wir jetzt nach Hause. Spunetsche cele doku vinte mergem sie wir gehen wir fahren spreke nach Hause nach Hause die nächstes Motiv deswegen, sau, deshalb. Die nächstes Motiv: Noi mergemo Deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Sau Variante: Deswegen fahren wir jetzt nach Hause. Dacă doriți să vedeți de la început până la sfârșit toate videoclipurile din această serie, puteți da click pe butonul Playlisturi, iar apoi pe acest buton pentru a le vedea pe toate în ordine cronologică. Eu sunt Andrei și acesta a fost sfârșitul părții numărul 18. Vă mulțumesc pentru atenție și pe data viitoare. La revedere!